Georgiana avea 15 ani atunci când l-a cunoscut pe Rareș. El, cu câțiva ani mai mare, abia terminase liceul și se pregătea să plece la facultate. Amândoi au fost atrași magnetic unul de celălalt, dar trăiau etape diferite de viață. Ea, în plină adolescență, el, vârsta la care lumea își deschidea porțile în fața lui. Soțul meu este cel mai bun, cel mai minunat și cel mai drag inimii mele. M-am îndrăgostit de el ca o fată dintr-un baz, aș putea să zic. Eram pe clasa 9, el era pe clasa 12-a, în liceu. Iar într-una din zilele de liceu am ieșit de la școală împreună cu o gașcă mare și frumoasă de colegi și prieteni, noi. Iar la un colț de stradă m-am intersectat cu nimeni altul decât Rareș. Era un băiat blond cu ochii albaștri, foarte, foarte frumos. Și când ne-am intersectat, efectiv mă gândeam, Doamne, oare cine mai e băiatul ăsta, că nu l-am văzut în viața mea, deși locuiam în Gherla de o viață. Mi-a scris și am început să vorbim. Pe urmă, la prima noastră întâlnire, nu știu dacă o să-ți vină să crezi, mi-a și zis că el mă vrea de soție și că vrea să mă ceară de soție. Deci, efectiv, eu așa am simțit din prima clipă, că ea îmi va fi soție, tocmai din această cauză și restul fetelor le-am spus. Bun, suntem, stăm, trăim împreună, dar până la un punct. Va veni punctul culminant când eu va trebui să mă însor și eu am cu cine să mă însor. Asta a fost ideea. Anii au trecut, el a mers la facultate, am rămas să-mi termin liceul. Eu luam totul ca pe o joacă, adică pe mine nu mă interesa căsătoria și treburile astea. Eu vroiam doar să mă distrez, vroiam să... tot ce gândesc copiii la vârsta de 15-16 ani, cât aveam pe vremea aia. Și în acest timp i-am spus și ei, bun, ok, noi povestim, suntem ok, dar nu-i momentul ca noi doi să avem o relație în adevăratul sens al cuvântului, din mai multe perspective, și sexuale și toate. Deci nu am putut niciodată cu ea să fac chestii de genul ăsta. I-am explicat și chestiile astea legate de viața sexuală și de tot, dacă are rost, dacă nu are rost. Și atunci am încurajat-o și am împins-o de la spate. Du-te, vezi, nu trebuie să faci nici prostii, nici alte chestii, mergi, aici e vorba de oameni, de caractere, de așa mai departe. Nu totul se rezumă la sex și așa mai departe, asta e ideea. Și-a rămas la atitudinea ei să aleagă dacă e ok sau nu. Bineînțeles că nu am avut o relație propriu-zisă în toți acești 4 ani în care el a fost plecat la facultate. Vorbeam, țineam legătura când se întorcea de la facultate. Eram aproape nedespărțiți pentru câteva zile până când pleca din nou. Am avut relații pasagere, nu cu un număr foarte mare de fete. Așa să te gândești că am avut o iubită la facultate, căruia i-am spus în față că eu am cu ce să mă însor și că o să mă însor cu tipa respectivă. Și gândește că ea, eu scris Georgianei chestia asta, înțelegi? Deci acum ca fapt divers. Deci tipa respectivă scria la Georgiana că cum? Deci eu am fost foarte dedicat ei, asta a fost ideea. Așa cum a trebuit fiecare să-și satisfacă plăcerea, adică nu puteai să stai nici singur atâta timp. Au avut și ea la rândul ei relație, am avut și la rândul meu relație. Oricum ar fi fost aventurile pe meleagurile bucureștene, gândul revederii cu Georgiana nu l-a părăsit nicio secundă. Încrezător în ceea ce le este sortit să trăiască împreună, Rareș nu s-a gândit nicio clipă că ea ar putea fi cucerită în toți acești ani de vreun alt băiat. Niciodată nu m-a făcut geloasă și nu am simțit lucrul ăsta din partea lui, pentru că mereu a avut grijă și a știut, cred, cum să se comporte cu mine. Dar, bineînțeles că ne era foarte doar unul de celălalt, ne scriam foarte, foarte mult, ne sunam, erau serii în care stăteam până pe la 1-2 noaptea și vorbeam cu el la telefon, așa, în cameră. Acum să dau așa din casă, tot timpul când ne întâlneam, ne sărutam chestii genul ăsta și atât. În rest, ne vedeam fiecare de treaba lor. O exista după aia un moment în care a avut și ea o relație, am avut și eu la rândul meu o relație. Când eram într-o relație de prietenie, au mai existat și alți iubiți. Mereu simțeam ceva special pentru el.
nu puteam discuta mai mult, că dacă discutam mai mult, iar trebuia să ne întâlnim și așa mai departe. Și nu era momentul potrivit, nu se putea, efectiv, din anumite motive, nu se putea ca noi doi să avem o relație. Și atunci am ales partea asta ca fiecare să-și vadă un pic de treaba lui, să-și trăiască clipa, viața, tinereța, să vadă cum sunt și alți oameni, să poată să mă aprecieze pe mine comparativ cu alții, chiar dacă nu avea niciun prieten iubit, atunci automat nu putea să fac o comparație între mine și altul. Erau sentimente puternice și frumoase și abia așteptam să ne vedem și să ne întâlnim. Și mereu îmi făcea surprize, mereu se întorcea de la facultate cu o zi sau două mai repede și nu-mi spunea. Mă surprindea mereu cu câte ceva și cea mai mare bucurie era asta pentru mine. Deci relația mea cu Georgiana a fost una foarte deschisă din toate punctele de vedere. În momentul în care am ajuns la vreme la care puteam avea efectiv o relație reală, palpabilă, deci reală, relație în adevăratul sens al cuvântului, atunci am început să discutăm serios și despre nuntă. El s-a întors de la facultate într-o vacanță. Eu deja terminat liceul, mă pregăteam să dau la facultate, iar el era foarte hotărât și mi-a zis că vrea să mă ceară de soție. A fost primul bărbat din viața soției mele. Sunt mândru de asta, sper că și ea, de fapt, sigur și ea e mândră de chestia asta. După ce am început să avem o relație în adevăratul sens al cuvântului, a existat doar rare și atât. Valeria, cu rava lui Dumnezeu Georgiana Maria, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Ajungi în sfârșit împreună, după ani în care fiecare s-a jucat de-a dragostea și a experimentat, se hotărăsc să facă pasul cel mare și să întemeieze o familie. Iar după 2 ani de zile, în 2016, în ajunul Crăciunului, 24 decembrie, m-a cerut de soție. Am fost foarte, foarte fericită și eu, dar și el. În momentul în care m-a cerut de soție, s-a pus în genunchi și i-au curs lacrimile. El este un băiat foarte sensibil și se emoționează. Am pus, de fapt, ce am plănuit când eram mai mici, o devenit realitate. Deci discuțiile din tinereță, peste ani și ani, au devenit, de fapt, realitate. Și îmi oferă absolut tot ce îmi doresc și este exact bărbatul pe care mi l-am dorit și pe care l-am visat. Și mulțumesc lui Dumnezeu că sunt așa norocoasă și am primit un asemenea bărbat. Și relația noastră s-a întărit și mai mult după căsătorie. Am aflat că sunt însărcinată chiar de ziua mea. Ne-am dorit foarte mult să avem un copil. Și la aflarea veștii am fost foarte, foarte emoționați, bunicii la fel. Când am născut, Rareș m-a asistat la naștere. A fost din nou un moment foarte, foarte emoționant și cel mai fericit din viața noastră. Când a ieșit Edi, efectiv, nu știu, cred că viața mea s-a transformat. Sentimentul de tată, cred că e un sentiment unic și personal. Fiecare persoană cred că are sentimentele diferite. Fiecare om simte, trăiește chestiile astea. Nici n-aș putea să ți le explic în cuvinte, că poate cuvintele mele nu sunt de ajuns. Nu mi-ajung cuvintele ca să-ți spun ce simt efectiv în suflet. Să iubești pe cineva pe care l-ai purtat în pântecul tău fără ca să-l vezi, știi, doar să-l simți. Și pe urmă când iese efectiv să simți că te topești de dragul lui. Iar acum, pe măsură ce crește, tot mai mult și mai mult se intensifică această dragoste. Iubirea pe care eu purtam unui mititel, nu venea să cred, era imensă și la fel este și acum și toată viața, cu siguranță așa va fi. Dacă